Am să citesc un text de la Luca, în capitolul 16, versetul 19. Este aici un text în care Domnul Iisus vorbește și arată puțin ce este în viața de după. Știți? Pentru că noi suntem foarte tentați să ne gândim că aceasta este unica viață care există și Domnul a venit să descopere faptul că, de fapt, aici noi ne trăim o mică parte a existenței pe care, dacă ar fi să o comparăm cu ceea ce vine, n-ar fi decât un punct pe o dreaptă care merge la infinit. Viața aceasta de pe pământ este atât de mică în comparație cu restul, cu veșnicia. Și, dragii mei, este o singură oportunitate în viața aceasta ca noi să ne decidem felul în care ne vom trăi veșnicia. Iar Domnul Iisus a vrut, mai mult decât orice, să ne descopere ce este după și să ne arate și cum putem să intrăm în viața veșnică. În acest sens este lăsată și această istorisire. Nu este o pildă, imediat vom vedea de ce, dar este o istorisire pe care El o dă din lumea de dincolo. Fiindcă oamenii se întreabă deseori și atunci când vorbești de viața veșnică și de mântuire, oamenii te opresc pe stradă și când intri într-o discuție cu cineva, El imediat are această replică: s-a întors cineva de acolo, a văzut cineva, o fi ceva dincolo. Da, bineînțeles, este cineva care a venit de acolo, adică Domnul Iisus, pentru că El a fost înainte de creație, El a fost în ceruri și El s-a coborât, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr. El știa lumea spirituală și aici ne-o descoperă atât cât putem noi înțelege. Este foarte simplu, în așa fel încât orice om să poate înțelege, e pe înțelesul fiecăruia, chiar și un copil, când citește acest loc despre bogat și despre Lazar, după aceea pot să întreb un copil de acolo din spate și o să-mi povestească exact ce a vrut Domnul să spună. Să ne ajute Domnul să înțelegem. Versetul 19. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în nin subțire. Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Ce își doresc oamenii în lumea de astăzi? Să ai bani, să ai sănătate și să poți să sărbătorești. Tot timpul la el era sărbătoare, nu? Ai fi zis, acesta e un om bine realizat, bine, să zic, în lumea aceasta, așa cum și-ar dori oricine, un om, te uiți la el, n-ai ce să-i reproșezi? Idealul omului pe pământ, să trăiești bine și să fii și sănătos. Nu se spune că ar fi fost bolnav. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Bun. Nu știm deocamdată despre Lazar mai mult decât că era un om sărac. Și aici nu-i vorba nici de bogăție, nici de sărăcie, ci vorba de atitudinea de inimă. Și textul mai departe ne va lăsa să înțelegem. Vine o vreme când treci dincolo. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Normal, că viața aceasta, așa cum am spus, este doar un punct. Este doar un abur care se arată puțin tel și apoi trece. Așa spune Scriptura, ce este viața voastră? Este ca floarea ierbii care răsare, este verde, pe urmă se usucă și trece. Citesc din nou de la 22. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus. A, deja avem lumea spirituală. Mulți cred că la mormânt s-a terminat totul. Nu. Este o lume spirituală și aici se dă cortina la o parte și ne arată că nu s-a terminat totul. De fapt, de-abia începe. Începe veșnicia. Pe când era el în locuința morților, în chinul și-a ridicat ochii în sus, l-a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Avram, tatăl tuturor credincioșilor, un om care l-a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta a fost socotită neprihănire. Știți că la un moment dat l-au întrebat pe Domnul Iisus: cum mai sunt morții în stare să învieze? Se va mai produce o înviere a morților? Și Domnul Iisus dă exemplul acesta și spune: Dumnezeul nostru este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. El nu e Dumnezeul celor morți, ci al celor vii. Și cu asta spune Avram, de fapt, voi știți, aveți mormântul, te duci în Hebron, este mormântul lui Avram, Isaac și Iacov. Și din când în când arabii mai dau foc, dar este mormântul acolo. Și poți să zici, e mort, nu-i mort înaintea lui Dumnezeu, el este viu. Și uite-l aici, era foarte viu, dacă putem spune așa. Era viu pentru că putea vorbi
și putea gândi și putea exprima lucrurile din lumea spirituală. Fiul i-a răspuns Avram: adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că acei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Deci se decide totul pe pământ. După aceea, nu mai este nicio posibilitate de a trece dintr-un loc în altul. Știți, în doctrina catolică mai este o a treia posibilitate și anume purgatoriul, prin care spun ei că poți să treci dintr-un loc în altul. Acest lucru pur și simplu este nebiblic. Am studiat și eu un detaliu. Se bazează pe 4 versete din toată Scriptura, dintre care unul este dintr-o carte apocrifă a lui Iuda, Macabeu, și nu e o carte recunoscută nici măcar de canonul evreiesc. Celelalte 3 versete sunt total scoase din context. Între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că acei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis: rogu-te, dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci mai am 5 frați, să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Bun. Este atât de grav chinul, încât dacă vede că nu mai are niciun fel de scăpare, măcar să nu vină ceilalți. Să știți, dragii mei, în momentul când noi stăm aici, oamenii sunt cu milioanele și cu miliardele în iad. Dacă ar scăpa unul de acolo numai pentru un minut dacă ar fi, dacă ar veni aici, el nu s-ar încurca nici cu cântări, nici cu predicat, cu nimic, s-ar pune cu fața la pământ și s-ar pocăi. Pentru că aici spune, trimite, pentru că mai am încă 5 frați, să se pocăiască, să nu vină aici. Și dacă ar veni cineva să spună, el ar striga în gura mare. Noi încă îl spunem mai așa, mai calm. Dar ar striga în gura mare: oameni buni, pocăiți-vă, iadul e real, l-am văzut, am trăit. Să nu vină nimeni aici, prea grozav. Și el spune, mai am 5 frați. Să le adeverească aceste lucruri, să le spună că sunt adevărate. Că noi am crezut, ei auziseră. Dar nouă ni s-a spus despre asta, noi am crezut că sunt niște așa, niște povestiri. Să le adeverească, sunt adevărate. Ca să nu vină aici. Păi, dar ei nu știau, dar credeau că sunt povestioare. Bun. Este o realitate, dragii mei. Cine vorbește aici? Însuși Domnul Iisus. El care a spus despre sine, eu sunt calea, adevărul. Și viața, el este adevărul. El nu poate să mintă, nu poate să se nege. El spune adevărul. Ceea ce este în lumea spirituală, el spune. Și așa sunt lucrurile. Avram a răspuns, să-l iau pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Aici sunt. În Scriptura asta este scrisă ca oameni de Moise, de alți proroci, să citească din Scripturi ceea ce facem și noi și să nu vină, să se pocăiască. Nu, părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Să se ducă cineva din morți. Să le spună cineva că a văzut cu ochii lui. Știți, din când în când mai sunt, și noi am postat pe internet, și sunt o mulțime de istorisiri, de filme, din acestea de moarte clinică, unele nu sunt traduse. Și oameni care nu că s-au dus și au stat nu știu câte zile morți, chiar unul îți spune că a stat câteva zile, dar sunt alții care au stat numai câteva ore și a fost moarte clinică pentru că el a ieșit și a văzut trupul, s-a dus dincolo. Nici așa nu cred. Spune aici, dacă se va întoarce cineva dintre morți, va crede. Nu! Nu vor crede nici așa și nu cred până astăzi. Am pus și noi un astfel de clip tradus. Și acolo o mulțime de comentarii jos, ce da, și eu am trăit, și altul zice, și eu am auzit, și bun, da, ați trăit, dar bine, ați ajuns la pocăință. Nu, părinte Avrame, dacă se va duce cineva la ei dintre cei morți, se vor pocăi, să-i asculte pe cei vii, să asculte Scripturile. Și Avram le-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, dacă nu ascultă de Scripturi, nu se vor pocăi, nu vor crede, nici dacă ar învia cineva din morți. Și o să luăm acum adevărurile principale din această istorisire. Doar i-am făcut un scurt rezumat, am trecut-o în revistă și aș vrea să ne uităm cu atenție puțin ce adevărul de bază ne învață. În primul rând că acest text nu este o pildă. Nu este sub nicio formă, nu găsim ca fi o pildă. De ce? Pentru că Domnul Iisus într-adevăr vorbea foarte mult în pilde. Mulți care vor să strice cuvântul lui Dumnezeu, să învețe o altă învățătură, spun aici e doar o pildă, nu vrea să spună ce era în realitate. Nu e un fapt real, e o pildă, adică o parabolă, așa, o povestire. Bun, dar de fiecare dată când Domnul Iisus vorbea în pilde, el avea grijă să precizeze în Scriptură că e vorba de niște pilde. De exemplu, la Matei, în capitolul 13, el spune, versetul 13, de aceea le vorbesc în pilde. El spune, de aceea le vorbesc în pilde.
Pentru ca ei, cu toate că văd, nu văd și cu toate că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Versetul 18. Ascultați, dar ce înseamnă pilda semănătorului. El o numește pilda semănătorului. Este o pildă. Este un exemplu. Este o parabolă. Versetul 34. Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă. Aici nu spune că ar fi o pildă. Nu spune nici Domnul Iisus, ascultați pilda aceasta, și nu spune nici Scriptura. Domnul Iisus le-a dat o pildă. Nu. Spune că era odată un om bogat care se îmbrăca în porfiră. Spune că exista. Nu spune că ar fost o pildă. În plus, de ce se folosește o pildă? De ce se dă o pildă de obicei? Pentru a ilustra adevărul din lumea spirituală nevăzută, pentru că dincolo de lumea aceasta văzută este o lume spirituală nevăzută, pentru a le ilustra cu lucruri din lumea văzută, cu lucruri din lumea adevărată. De exemplu, pilda semănătorului. Spune că a ieșit semănătorul, un semănător a ieșit pe câmp, a luat sămânță, de obicei greu, și l-a aruncat, greul acesta a aruncat sămânța, să o semene, în diverse locuri. Și pe urmă Domnul spune, una a căzut pe drum, au venit păsările, au mâncat-o. Acesta e omul care aude cuvântul și vine satana și îl ia imediat. Gata. Din lumea reală arată ce se întâmplă în lumea spirituală. A doua sămânță a căzut într-un pământ subțire, cu multă rocă de desubt, într-un pământ unde nu putea să prindă rădăcină, a crescut repede, cum au venit îngrijorările, cum au venit persecuțiile, prigoană, imediat s-a depărtat și sămânța aceea, tot ce a răsărit deodată, l-a primit îndată cu bucurie, s-a stins, gata, a plecat. Dar la început i-a plăcut, da, și a zis, da, asta e adevărul, bun, cât ține, până la o vreme, până vin încercările, până vin prigonirile și atunci se usucă. Și Domnul spune, acesta e al doilea tip de pământ. Al treilea tip, e un pământ bun, numai că odată cu sămânța cresc și spinii, și spinii o înnăbușe. Care sunt spinii și pălămida? Vedeți? Din lucrurile din lumea reală arată lucruri din lumea spirituală. Spinii și pălămida care împiedică grâul, neghina care împiedică grâul să aducă rod, sunt îngrijorările lumii acesteia și înșelăciunea bogățiilor. Și mai spune în altă parte și poftele altor lucruri. Acestea fac cuvântul neroditor și cresc împreună și nu aduce niciun rod. La un moment dat nu ai ce să alegi de acolo. Este un amestec. Ăsta e credinciosul, așa zisul credincios, care stă înaintea cuvântului, el nu pleacă, dar el nu produce niciun fel de roadă. Viața lui e un amestec de mizerii. El spune cuvinte, dar trăiește altceva. În viața lui se vede neghină. Nu se vede cuvântul lui Dumnezeu aducând roadă. Și de-abia al patrulea tip de pământ spune, acesta e un pământ roditor. A căzut sămânța, a ajuns la roadă, a dat roadă care a ajuns la coacere. Un spic a făcut 30, unul 60 și altul 100. În funcție de cum e fiecare roditor, Dumnezeu așteaptă din partea noastră roadă. Aceasta e o pildă. Dar aici nu e niciun fel de pildă. Nu e ceva din lumea spirituală care să fie arătat prin lucruri din lumea reală. Din contră, aici e lumea spirituală dată pe față. Nu-s lucruri din lumea reală, ci tot ceea ce se spune aici sunt lucruri din lumea spirituală. Este dincolo de cortină, dincolo de ce văd ochii noștri. Dragii mei, dincolo de ceea ce vedem noi cu ochii aceștia, este o lume spirituală care există și care își desfășoară activitatea în același timp cu noi. Oamenii de știință au zugrăvit-o ca pe un univers paralel. E un alt univers și nu-i departe, nu trebuie să mergi mult în spațiu. Este atât de ușor de ajuns în el când se închid ochii aceștia de carne, să deschid ochii sufletului în lumea spirituală. Asta este regula, niciodată nu poți să treci fiind încă în trup, în lumea spirituală și înapoi. Dar când se termină cu lumea materială, treci în lumea de dincolo sau în veșnicie. În lumea de apoi, cum se zice în mod popular. Există lucrul acesta. Domnul Iisus însuși a spus-o. Nu este niciun fel de pildă, este o realitate. În al doilea rând ne învață despre suflet. Că sufletul continuă după moarte. Unii spun, bine, ce se întâmplă cu noi? Și e o mare întrebare și multe răspunsuri la aceasta. Ce se întâmplă cu sufletul după moarte? Nu? Oamenii vor să știe ce se întâmplă cu noi după ce murim. Și din când în când mai vezi că un articol, așa la știri sau în alte părți, pentru că face foarte mult rating, foarte mult se uită. Ce se întâmplă cu sufletul după moarte? Ce se întâmplă cu omul după moarte? Și ei dau niște explicații științifice și spun, uite, creierul și încetează activitatea și așa. Și bun, și mai spun ei că un sfert de oră sau o jumătate de oră încă s-a dus pulsul, s-au dus funcțiile vitale, dar totuși tu continui să mai ai niște amintiri și în fine. Acolo rezumă tot. Asta spun oamenii. Ce spune Scriptura că este după moarte? Spune că sufletul continuă, că el este nemuritor. Și mai mult decât atât, în locul acesta vedem că are memorie. Pentru că el și-a adus aminte, chiar Avram îi spune, fiule, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune.
apelează la memoria lui. Gândește-te. Dragii mei, este teribil lucru să știi că acolo în veșnicie tu îți vei aduce aminte de ce ai făcut aici. Și lui îi spune, tu aduți aminte că ți-ai luat lucrurile bune, ai uitat cum trăiai? Nu, n-a uitat. Avram face apel la memoria lui. O să-ți aduc aminte ceea ce poate tu încă nu-ți mai amintești. Toate lucrurile acelea rele, tot ce ai făcut în ascuns sau pe față, care ai crezut că s-a șters, acelea nu se șterg, rămân în minte. Și după aceasta omul va fi judecat. Se șterg într-un singur mod, Domnul Iisus poate să șteargă în întregime păcatul. În al doilea rând, dincolo de faptul că are memorie, are vedere în lumea spirituală. Ce spune despre acest om? Că și-a ridicat ochii în sus și l-a văzut pe Avram și pe Lazar. A, păi poți să vezi? Ochii aceștia au putrezit. Cum, mai vezi dincolo? Da. Și mai mult decât atât, a avut o cunoștință superioară. Chiar fiind în iad, chiar fiind în chinuri, în locuința morților, încă iadul este gata să se inaugureze, dar în locuința morților, el are vedere în lumea spirituală și o cunoștință superioară, pentru că nu-l văzuse pe Avram în viața lui. Între această istorie și Avram trecuseră 2000 de ani. De unde să-l vezi pe Avram? Că evreii nu făceau statui, ei n-aveau voie să facă statui sau să facă icoane, cum fac oamenii. Ei erau după Scriptură și nu-i după Scriptură, până astăzi nu e să faci icoane, să faci statui. Ei n-aveau niciun fel de imagine a lui Avram. De unde a știut el că acela e Avram? Observați, a avut vedere, l-a putut vedea pe Avram și pe Lazar poți să zici l-a cunoscut. De aici tragi concluzia că anumite trăsături în lumea de dincolo rămân. Nu trăsături fizice, ci trăsăturile spirituale. L-a cunoscut pe Lazar și l-a cunoscut pe Avram. Sufletul vede în lumea de dincolo. Și are și conștiență de sine, pentru că el spune să-mi răcărească limba, că-și grozav, sunt chinuit în văpaia aceasta. Eu știu cine sunt, eu știu de ce mă chinui și aș vrea nu să scap, știa inclusiv lucrul ăsta că n-ar avea scăpare, dar măcar să-mi aline un pic. Observați, el nu cere să mă scoată de aici, să mă ducă dincolo. Cumva în mintea lui, el știa, gata, eu mi-am luat judecata dreaptă pentru ce am făcut. Și omul, să știți, în ziua judecății, orice om care nu s-a pocăit, care n-a ajuns la pocăință, pentru că este o șansă, poți să te pocăiești, orice om care ajunge la pierzare, el va da dreptate cuvântului, va spune, da, este drept. Niciunul nu va spune, nu, Dumnezeu a fost nedrept. În felul acesta, el recunoaște, eu n-am cum să mă duc dincolo, dar măcar să-mi dea o picătură, să-mi aline un pic durerea. Nici măcar asta nu se poate. Să mai schimb un pic starea de dincolo. În al doilea rând, despre suflet, aflăm că este veșnic, că nu se termină cu el. Sufletul continuă și, din păcate, pentru unii continuă în chinul veșnic. Dar poate să continuă și în fericirea veșnică. În cartea Apocalipsa arată cum e traiectoria sufletului după moarte. Și avem în completare ce se întâmplă cu sufletul celor chinuiți și cu sufletul celor mântuiți și pentru câtă vreme. Apocalipsa 14:11 spune și fumul chinului lor se suie sus în vecii vecilor. Cât timp vor fi chinuiți oamenii aceștia? Veșnic. Spunea unul, dacă aș ști că măcar după 1.000.000 de ani ar fi o șansă de scăpare, aș suferi și aș suporta și aș zice, până va trece 1.100.000 de ani, după aceea va fi o eliberare. Dar știind că niciodată nu mai este o șansă, asta mă nebunește. Spune aici, fumul chinului lor se suie sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și coanei ei și oricine primește semnul ei. Dar este și partea cealaltă, este un loc de chin, dar este și un loc de fericire veșnică. Și aici e partea frumoasă. Dragii mei, este un loc de fericire veșnică. Dumnezeu vrea să avem parte de fericirea veșnică. Și a creat un loc pentru oameni. Iadul n-a fost creat pentru oameni, ci pentru îngerii căzuți, pentru diavol și îngerii lui, dar pentru oameni a creat un loc de fericire veșnică. Și spune despre anumite persoane de aici, în Apocalipsa 22:5, acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Este o viață veșnică. Și este o moarte veșnică, este un chin veșnic și este o viață veșnică. Asta spune Scriptura. Acesta este adevărul declarat de Cuvântul lui Dumnezeu. Mai este un lucru pe care unii îl spun că sufletul adoarme după moarte. Pentru că în Scriptură, de multe ori spune că noi n-ar trebui să fim în ignoranță cu privire la cei ce au adormit. Și pentru moarte este folosit cuvântul acesta adormire.
Și unii au zis, este ca într-un somn, nu mai știi nimic. Când ești în somn, nu mai știi nimic de tine, îți pierzi conștiența. Nu trebuie luat așa cuvântul lui Dumnezeu aici. Nu spune că după ce am murit, nu mai știm nimic, ci din contră, după moarte, încep să vezi lucrurile din lumea spirituală. De fapt, chiar și până să moară, era unul căruia Domnul Iisus i-a spus așa. El era pe cruce și stătea lângă Domnul Iisus și i-a spus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus i-a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Eu am să mor și tu vei muri. Și apropo, fac o paranteză, și Domnul Iisus cât a fost mort 3 zile și 3 nopți, unde a fost? El însuși spune, astăzi vei fi cu mine în rai. Unde s-a dus el? În rai, normal, pentru că el aparținea raiului, cerului. N-a intrat într-o adormire, într-o stare de inconștiență. El a ajuns în rai și spune și tâlhalului, și tu vei fi astăzi cu mine în rai. Și unul chiar înainte să apuce să moară, vorba de Ștefan, primul martir, el când era gata să fie ucis cu pietre pentru credința lui, spune despre el că și-a ridicat ochii în sus, Ștefan plin de Duhul Sfânt și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Deja era în pragul de a trece. Și aici e interesant că unii care sunt în pragul morții, înainte de a muri, încep să vadă ce îi așteaptă. Unii văd duhuri necurate și spun iar și se sperie. Dar alții îl văd pe Domnul. Și în cazul lui Ștefan, pentru că el era un tânăr credincios care trecuse printr-o pocăință adevărată, în cazul lui Ștefan, el îl vede pe Domnul Iisus și pe Tatăl, pe Domnul stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Unde s-a dus Ștefan în ziua aceea? Acolo unde i s-a deschis cerul. Nici pe departe nu era inconștiență. Și Apostolul Pavel, el însuși la rândul lui spune că mai degrabă el ar fi vrut nu să stea în trupul acesta, aș vrea să mă mut și să fiu împreună cu Domnul. Pentru el a trece dincolo, spune, pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. De ce? Pentru că eu mă mut, e ca și cum ți-ai mutat locuința, eu mă mut din lumea asta și să fiu cu Domnul. El se mută împreună cu Dumnezeu, el umbla cu Domnul și pe pământul acesta. Domnul de multe ori îi vorbea și la un moment dat i-a făcut o descoperire și l-a răpit, spune el, nu știu dacă în trup sau fără trup, dar l-a răpit până la al treilea cer, adică în locașul ceresc, în slava lui Dumnezeu, și a arătat lucruri pe care el n-a putut să le povestească. Pavel, vezi ce e aici? Da, aici o să te muți. De atunci, din momentul acela, Pavel spune, mai mult mi-ar plăcea să mă mut și să fiu împreună cu Domnul. Știți, fraților, cei care au văzut raiul, unii care au văzut, care au trecut prin moarte clinică, ei de multe ori le era greu să mai întoarcă pe pământ. Pavel spune, aș vrea mai degrabă să mă mut și să fiu cu Domnul. Eu știu unde merg, am și văzut. Nu trebuie neapărat ca toți să vadă, dar toți credem. Sufletul nu moare și nu este anihilat după moarte. Unii au zis, gata, se termină. Aici e rai, aici e iadul, s-a terminat. Nu spune aici Scriptura, nu spune nicăieri că sufletul s-a terminat după moarte. Este un singur loc în Ezechiel în care spune sufletul care păcătuiește, acela va muri. Dar acolo se referă la om, la un suflet viu, la omul care păcătuiește, acela va muri și negreșit va avea și pedeapsă. Un alt loc despre, sau un alt lucru despre care trebuie vorbit din locul acesta este despre iad. Scriptura vorbește foarte mult de iad. Domnul Iisus, în mod special, a adus învățătura aceasta. Știți, dacă citești Vechiul Testament, acolo se vorbește foarte mult de locuința morților. Domnul Iisus vorbește foarte mult de iad. De ce vorbește atât de mult? Să bage frica în oameni? Într-un fel, da, pentru ca ei să nu ajungă acolo. Să le facă lucrurile reale. Dragii mei, dacă noi am ști că e un pericol iminent peste orașul acesta, ce am face? Am încercat să evacuăm pe cât mai mult, să-i scăpăm. Vine un pericol iminent, vine ceva peste orașul, trebuie să fugim. Și am spune tuturor, Domnul, pentru că știa iadul, pentru că văzuse, cunoștea realitatea spirituală, el vine și de multe ori, când citești în Evanghelie, el vorbește foarte mult de iad. Cu ce scop? Ca nimeni să nu ajungă acolo. Pentru că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la cunoștința adevărului, să fie mântuit. El strigă, practic, tuturor oamenilor. Este un chin veșnic, să nu vă duceți acolo. Și sunt multe expresii pe care le folosește. De exemplu, el spune despre iad cu termenii aceștia, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Și bineînțeles că nu e vorba de un vierme, nu puteți să-ți imaginezi, nu despre asta, ci despre conștiința omului. Spunea cineva, ce înseamnă viermele care nu moare? Conștiința ta. Am fost pe pământ, am auzit cuvântul, puteam să mă bucăiesc, de ce n-am făcut-o? Ce te costă? Nu mă costă nimic și de ce n-ai făcut-o? Ei, asta te va măcina tot timpul. Dacă aș fi făcut așa,
Știi când ai o pierdere din asta, când ți se întâmplă ceva? De exemplu, un om când este bolnav, se duce la medic prea târziu și spune medicul, dacă veneai mai devreme, puteam să te scap de cancerul ăsta, te operam și scăpai. Și trăiește cu regretul, de ce nu m-am dus mai devreme? Poate scăpam, acum în fază terminală, nu mai are medicul ce-mi face. Și ăsta e un regret mic, dar aici e vorba de regretul veșnic, este un vierme al conștiinței care îl macină pe om. Tu ai fost pe pământ, ai auzit Evanghelia, puteai să te pocăiești, puteai să scapi și n-ai făcut-o. Viermele ăsta te macină. Și niciodată nu moare, spune aici. Tot timpul este regretul acesta. Focul nu se stinge. O altă expresie este ghena. În Luca 12:5 spune că trebuie să ne temem de Dumnezeu. Temeți-vă de acela care după ce a ucis are puterea să arunce în ghenă. Da, vă spun de el să vă temeți. Și aici este o imagine a unui loc care era lângă Ierusalim, chiar se poate vedea până astăzi, acum locul este curățit, dar atunci era locul unde aruncau ei gunoiul și unde ardea tot timpul un foc, pentru că de la templu și din cetate era o vale, se numea Valea Hinom, până astăzi poți vedea valea aceea, este mai sus de Valea Chedron, pe partea dreaptă, cum vii din sus, și acolo, în valea aceea, tot timpul se aruncau gunoaiele și cadavrele și ce rămânea de la animale de jertfă și acolo tot timpul ardea un foc. Și arată aici că, de fapt, este un loc, nu avea voie un preot să se ducă acolo, că era un loc murdar și îl făcea să fie necurat. Și arată nu doar că e un loc în care arde focul tot timpul, ci că e un loc foarte murdar, un loc impur, un loc necurat. O altă expresie este iazul de foc și pucioasă. Este ca un lac, iaz. Este cuvântul vechi pentru lac. Un lac, vezi un lac mare și arde cu foc. Uneori se mai întâmplă, chiar și în lumea asta, imagine, dar asta e imagine mică. Alții au pus denumirea unor conuri vulcanice și au spus, asta e gura iadului. Chiar există diferite toponime în lumea asta, zice gura iadului, pentru că ei au văzut acolo cum lava aceea era rocă topită și ardea. Dacă ai fi aruncat acolo și o piatră, orice și fier, orice ar fi fost dur, se topea. Ei bine, e o imagine mică a ceea ce Domnul spune că e iadul. Iadul este un lac de foc în care oamenii ard, dar nu se mistuie. Și spune aici, bogatul acesta nu-i dă numele, spune, grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. De ce ai ajuns tu aici? N-aveai tot ce trebuie? Nu mi-a păsat, eu eram ocupat cu ale mele. Eu eram ocupat, aveam o viață, păi e soare afară, mergem la grătar. Vine vara, mergem la mare, vine toamna, ne ducem la altă distracție. Și vedeam de viața mea, trăiam viața mea. Spune că în fiecare zi trăia o viață plină de fericire strălucită, nu-i lipsea nimic. Și se pare că era sănătos. În partea cealaltă, Lazar, se vede clar că era un om credincios, n-avea nimic. Nici mâncare, nici sănătate, nici casă, nici masă, nici frați. Era un om abandonat. Asta era tot. Și Domnul arată foarte clar că nu contează nici cât ai, nici cât nu ai, ci cum e inima ta. Poți să fii bolnav, poți să fii amărât, poți să fii sărat, să te părăsească toți. Dacă l-ai pe Dumnezeu, contează mai mult asta pentru că ajungi în cer, în slavă. Și invers, poți să ai toate lucrurile din lumea asta, astea nu te vor face fericit nici aici pe pământ. Deși părea o fericire iluzorie, el părea că o duce bine, cred că toți îl invidiau. Asta da viață, nu? Ce fac oamenii astăzi? Se uită la vedete, cum vedetele se distrează și emisiunile de televiziune fac mare audiență cu lucrul ăsta. Îi arată cum se distrează ei și omul își pune minte să trăiesc și eu așa, o să fiu fericit. Bun, o anumită fericire în lumea asta există, dar e o fericire iluzorie. Ea se termină odată cu trecerea în veșnicie. De asemenea, Domnul Iisus mai spune despre locul acesta de chin, îl denumește moartea a doua. Despărțire de Dumnezeu. Nu că sufletul este anihilat, ci parte. Moarte înseamnă despărțire de Dumnezeu. În Apocalipsa 21:8 spune, dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Gata, și acolo s-a terminat. Nu mai este ieșire. Dragii mei, astea sunt lucruri reale. Și noi suntem în viață acum și ni se spune cuvântul lui Dumnezeu cu scopul acesta. Este o realitate. Trebuie să scăpați de ea. Voi vă duceți prin simpla naștere, prin păcatele care le comiteți, mergeți către pierzare, dar este o scăpare. Și de fapt, El nu doar a spus că este o scăpare, El a luat păcatele întregii lumi și le-a purtat ca să fie scăparea aceasta. Ăsta e scopul. Pentru asta a venit El. Și noi, dragii mei, noi pentru asta suntem aici. Oricât am vorbit noi de credință, absolut toți care suntem aici, scopul definitiv este să fim acolo cu El și să nu ajungem în chinul ăsta. După asta se marchează reușita unei lucrări spirituale. Câți oameni scapă de la pierzare și ajung cu adevărat în slava lui Dumnezeu?
Nu putem nici să-l îndulcim cuvântul ăsta, nici să punem miere. Noi trebuie să spunem cuvântul așa, nu putem să stricăm. Pentru că vai de omul acela care a vestit un cuvânt care i-a înșelat pe oameni și în loc să-i smulgă de la iad, i-a lăsat să se ducă așa. Vă dați seama câte răspundere. Un singur om dacă s-a pierdut din cauză. De asta tot timpul trebuie spus. Oameni buni, pocăiți-vă, trebuie să fie. Este o scăpare, este o pocăință. Dar să fie reală. Să fie adevărată, să schimbe viața. Dacă nu, nu te înșela. Nici cu venitul la adunare, nici cu citul Bibliei, cu nimic, nici cu rugăciuni. Eu cred că vor fi foarte mulți oameni care vor fi avut toată religia și cred că omul ăsta a avut-o. El avea rugăciunile lui, cred că făcea ritualul lui religios. Problema era că n-a avut o transformare a inimii și el spune ce le lipsește fraților, nu religia, că o aveau. Spune să se ducă să le adeverească ca să se pocăiască. Au o religie, dar n-au niciodată o pocăință. Ei o fac ca la carte, după Scriptură, își dau zeciuielile, se duc la templu, își pun animale de jertfă, tot timpul. Dar n-au avut pocăința. Și vor merge în chin, cum am ajuns și eu, asta spunea el. Dragii mei, nimic din tot ceea ce facem noi în exterior nu ne va îndreptăți înaintea lui Dumnezeu. Nimic din tot ce facem. Singurul lucru care ne dă nouă scăpare este să ajungem într-o zi în care să trăim într-adevăr cuvântul acesta. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu înseamnă la pocăință. Și să ajungi acolo înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, eu m-am săturat de viața mea, de ce sunt eu? Schimbă-mi viața, iartă-mă, curățește-mă. Pentru asta a murit Domnul la cruce. Pentru asta să fie o scăpare. Și scăparea este pentru toți oamenii. A fost pregătit iadul pentru diavol și îngerii săi. Pentru om Dumnezeu a pregătit cerul. Locul de fericire veșnică. De ce totuși oamenii merg cu grămada la pierzare? Și chiar Domnul a spus, calea aceasta este strâmtă, cealaltă este lată și duce la pierzare. De ce merg oamenii? De ce aleg să meargă pe calea aceea? Te uiți câteodată și parcă ai vrea să-l smulgi pe cât unul, să-l iei așa, să tu nu înțelegi. Că nu ai trei pocăință, te duci la pierzare. Nu înțelegi asta? Și unii chiar vor fi foarte uimiți să spună, nu ne-ai învățat tu, n-am făcut noi lucruri în numele tău, am prorocit. Niciodată nu v-am cunoscut. De ce? Viața voastră este marcată de un singur lucru, fără de lege. Plecați de la mine, depărtați-vă toți care săvârșiți fără de lege. Dragii mei, când e o pocăință adevărată, este un regret al sufletului. Asta e lucru care trebuie. Este un regret profund înaintea lui Dumnezeu, o conștiință de ceea ce ești tu și de ceea ce meriți. Și spui lui Dumnezeu, Doamne, nu merit nimic, eu merit pierzare, dar te rog, ai milă de mine, păcătosul. Multe persoane alergau la Domnul Iisus în timpul vieții lui și se aruncau la picioarele lui și spuneau, ai milă de mine. Tot timpul cât a fost în lucrare, tot timpul veneau la el păcătoși și de aia se și minunau farisei, care erau oameni religioși, foarte stricți, așa. Spunea, dar el e un prieten al păcătoșilor. Păi dacă păcătoșii veneau la el și spuneau, ai milă de mine. Și Domnul ierta. Până în ultima clipă a vieții lui pe pământ, înainte de înviere, până la moartea lui pe cruce, și acolo l-a scăpat pe unul, și anume pe tâlharul ăsta. Și acolo a venit unul cu pocăință și a spus, adu-ți aminte, eu am făcut multe nenorociri. Se pare că la un moment dat și el l-a batjocorit. Și la un moment dat și-a dat seama, stai puțin, ce fac eu? Și în orele acelea de pe cruce, el a spus, stai, că nu fac bine. Doamne, am vorbit prostie, am vorbit lucruri fără minte. Ai milă de mine. Și Domnul îl iartă acolo și îl ia și pe el. Spune, astăzi vei fi cu mine în rai. N-a mai putut, el era chiar țintuit pe cruce, nu mai putea să facă nimic, n-a mai avut timp să facă nicio faptă, nimic. Și Domnul spune, pentru simplu fapt că tu ai venit cu pocăință, tu vei merge cu mine în rai. Dar noi care suntem în viață, să știți, pocăința aceasta trebuie să se vadă. Nu există pocăință să nu fie cu o schimbare a vieții. Și este o siguranță. Când omul se pocăiește, el capătă o viață nouă. De aceea spune Scriptura acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. De unde știi că nu mai e nicio osândire, nicio condamnare peste tine? Este o siguranță peste cei care se pocăiesc și cei care cred. De unde știi? De unde să ai siguranță? Păi spune aici de unde ai siguranță. Pentru cei care sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Viața ți se schimbă. Tu nu mai trăiești cum trăiai înainte. Trăiești altfel. Nu după ce iese din firea ta naturală, ci după lucrurile care vin de sus. Să ajungi la pocăință, să ajungi la o naștere din nou. Și nu-i greu. Fă tâlhar. Spune astăzi, Doamne, ai milă de mine. Eu m-am săturat să tot umblu așa în întuneric. Gândiți-vă bine. Ce a suferit Domnul Iisus 6 ore pe cruce. N-au fost ore oarecare. Au fost ore de chin, ore de iad. Știți că El spune cu cuvintele Lui. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Știți, pământul ăsta, știți de ce nu-i un iad? La un moment dat se pare că e iadul pe pământ. Oamenii fac tot felul de păcate, țipă, urlă, se îmbată. Zice, ăsta e iadul pe pământ. Nu, nu e iadul pe pământ.
Pentru că încă este prezența lui Dumnezeu aici. Știți unde e iadul? Unde Dumnezeu își depărtează total prezența. Și Domnul Iisus spune, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit? Iadul este locul în care Dumnezeu nu mai e deloc. Este un loc în univers în care Dumnezeu își retrage prezența. Bineînțeles, El e omniprezent, dar acolo El își retrage prezența. Asta înseamnă moarte, asta înseamnă separare. Și asta i s-a petrecut Domnul Iisus pe cruce când El spune, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit? Ce trăia El pe cruce? Era chinul de iad. Și s-a întunecat cerul. Pentru că nu mai era Dumnezeu cu Fiul Lui. Niciodată nu s-a întâmplat asta. Doar în orele acelea de pe cruce. De aceea spune, pentru că El a purtat păcatele noastre în trupul Lui pe lemn, El a făcut lucrul acesta pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Trebuie să se întâmple ceva în viața noastră. Să fie o schimbare. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, că noi n-am știut, că noi n-am putut, ci poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea. Ziua aceea se apropie, vedeți că lucrurile nu mai sunt normale afară. Este o zi de judecată și vin și spun, cuvântul Domnului a fost, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Împărăția lui Dumnezeu se apropie. Cu asta a început El. Și asta a căutat tot timpul, să-i avertizeze pe oameni că este un iad și că este un rai. Să-i avertizeze și să le spună, faceți lucrurile care trebuie făcute. Nu i-a pus să facă ritualul, nu i-a pus să dea bani la biserică sau la templu, cum era acolo. Nu i-a pus să facă nimic. Nu le-a zis, 40 de zile de post, să vă pun un canon, faceți asta. Nu! Doar atât, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și a venit o femeie și a plâns. Dar ce ai făcut tu, femeie? Am plâns. Și ce ți-a zis? Mi-a zis două lucruri. Ce? Fiică, păcatele sunt iertate. Păi ce ai făcut? Nu, am plâns doar. Ce ai zis? Nu am zis nimic. Și al doilea lucru, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Așa de simplu, da, pentru el e foarte simplu. Dar trebuie să fie o atitudine a inimii. Nu-i greu pentru el, greu e pentru noi. Și mă gândesc și eu câteodată, de ce e așa greu? Știți de ce e așa greu? Pentru că poți să te obișnuiești cu cuvântul ăsta, să-l asculți de mic. Și la un moment dat, mă mai sună și pe mine câte unul și mă spune, zice, dar știi, eu înțeleg toate astea. Eu le înțeleg foarte bine, înțeleg că e vorba de o pocăință reală, dar și eu nu pot să mă pocăiesc. Și zice, m-am împietrit. Păi normal, tu crezi că te joci cu Dumnezeu? Tu când îl auzi cuvântul ăsta, tu pocăiește-te atunci. Nu ți-a mâna, pentru că tu te împietrești. Și pe urmă nu da vina pe Dumnezeu pentru împietrirea ta, pentru că asta este din cauza ta. Nu se lasă Dumnezeu să fie batjocorit. Astăzi spune, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inimile. Nu vi le împietriți. Veniți la pocăință. Asta spune Scriptura. Asta spune Domnul. Ca să fie o scăpare. Și este o siguranță pentru cei care s-au pocăit cu adevărat. Spune Apostolul Pavel, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Este o mântuire. Tu nu trebuie să o plătești, nu trebuie să faci fapte, doar să te pocăiești și să crezi. Este iertare și este o dovadă că suntem mântuiți. Dovada clară este că ni s-a schimbat viața. Că lucrurile pe care le iubeam la început, adică păcatul, acum nu ne mai plac. Asta e dovadă că Dumnezeu te-a schimbat. Încheie aici și spun pentru oricine. Dacă nu ai o siguranță în viața ta, nu sta să-ți negociezi viața. S-ar putea asta să fie ultima zi pentru unii. Nu trebuie neapărat că vine Domnul, știm că vine. Nu trebuie neapărat să întâmple răpirea. Înainte de răpire poate să întâmple ca fiecare dintre noi să treacă dincolo. Treci dincolo, nu știi când treci. Treci. M-am întâlnit cu un coleg săptămâna asta de liceu. Noi încă ne considerăm tineri, eu n-am împlinit 42 de ani. Și suntem așa, nu știu ce să zic, tânăr, bătrân, nu știu. Și îmi spune, zice, uite, aveam un prieten foarte capabil, foarte bun, matematician, făcuse facultate de matematică în București. Și era șef pe aici, pe la statistică, în Târgoviște, 42 de ani. Zice, am fost la el, la mormântare. Ce? Am fost la mormântare, a avut o tumoră pe creier. Și s-a coborât cancerul acela pe organ și s-a chinuit mama lui cu el, că s-a chinuit și a murit. Și mă uitam așa la ei, zic, eu le-am vestit Evanghelia la toți în clasă, băiatul ăsta, ore și n-am vorbit cu el. Și mă gândeam, o fi avut timp în boala lui, în suferința lui, să strige la Dumnezeu ca să-și schimbe viața. Dar de ce să aștepți până acolo? S-ar putea să fie deodată? Nu-i problemă cât trăiești, ci problemă unde mergi după. Că unul a trăit 40, că unul a trăit 20, că unul 60. Perspectiva veșniciei asta nu contează. Ci unde te-ai dus? Depinde de ce ai făcut aici pe pământ. Dacă ai ajuns la o pocăință reală. Nu de fapte, dacă ai făcut fapte, că ai plătit, nu-ți cere nimeni să faci nimic. Ci depinde dacă a fost și dacă poți povesti, o întoarcere la Dumnezeu. O să spui, da, eu mi-am recunoscut păcatul,
cerului Dumnezeu să mă izbăvească, Dumnezeu m-a transformat. Și acum spune, prea iubiților, ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numească copii ai Lui. Și suntem. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Eu aș vrea să mă asigur că toți au înțeles bine. Și că în ziua aceea să zică, slavă Domnului că a fost o zi când am înțeles. Și nu doar că am înțeles, s-a coborât din mintea mea în inimă și Dumnezeu m-a transformat. Domnul să dea harul acesta tuturor. Amin.